La episodul 21, Titania Podcast și-a propus să ajungă la episodul 121, iar pentru asta avem nevoie de susținere. Avem nevoie de un partener general și noi l-am găsit. Partener general OTP Bank. Ina Colbasiuc a venit la Titania Podcast. Mi-a dat 90 de Anon da. Canon? Că Canon. ești actriță. Da, actriță să fie păcat. Nu, dacă tu ești pupușă, ai grijă profesia, dragă. Nu, nu, Mă mănânc în creier, nu pot sta liniștit, mă pot concentra. Cine asta te-a ajutat? Da, eu nu pot să-ți dau pastilele care le vrei tu. Dar nu o să te ajute niciuna. Exerciții cu mușchi vaginali. Sim. Da, eu îl fac acum, asta nu le vorbă cu tine. Okay. Dar și nu trebuie să mănânci înainte, Sara? Dar sex poate? Pentru dacă, eu dacă trebuie să mă sfădesc, mă sfădesc. Da. Dacă trebuie să fac dragoste, facem dragoste. Dacă Dar dacă el, să... el nu vrea, da viitoare tot nu o să vreau. Ina, Colbasiuc au venit la Titania Podcast. Da, și stare încântată și. Am fost uh, uimită. Eu te privesc, știu uh, ce faci, îmi place. Uh, știu. Și mai știu că noi avem foarte multe lucruri în comun. Da. Noi am trăit în același cămin studențesc. Da, doar că eu am încurcat, da, la... La Armenească 40. Da, Armenească 40. Ți-mi minți adresa? Eu am uitat-o. Eu patru ani am trăit acolo. Aha. Nu, eu știu unde se află căminul și ori când <laughs> trec pentru că trăiesc în zonă. Mă Mi-aduc aminte de toată perioada de studenție. Eu fost și mai frumoasă perioadă care puteți să fie. Adică eu, am, eu mă consider că mai frumoasă perioada de studenție, mă refer la perioada de studenței, da? Mai, mai frumoasă perioadă, mai frumoasă studenței, nu știu cum să ai. Așa o, o, consider eu și mulți colegi de mei. Povestesc, cum ne se aer în, în, în cavitatea bucală și cum vreau adrenalina ne se Tare frumoasă perioadă. Cu toate... Aventurile Aventuri, viețări. da. Când începi la anul 2, îți crezi și îți dai seama la anul 3 că n-ai <laughs> <laughs> nu știi și cum te cheamă. Și mai nimerește gen... O să țin minte toată viața mea această frază, Anatol Durbal, el fiind profesor la catedra actorului, dar nu era profesorul nostru și făcusu-mi o prostie mare. Cum o prostie? am făcut un rol la desine stătătoare, dacă nu greșesc. Uh -huh. În anul 3. Dar fusesem foarte bună la caractere și bă, fragmente de sine stătătoare și e, pedagogice la anul 2 și când m-au văzut la anul 3, el, spus, el așa și mi-a spus, tu s-ai fost la mine la curs, Ina, eu te dădeam de afară. De deci. ce? Pentru că tu ai cum poți fi așa de bună și să ridici la așa un nivel și la următorul examen nu că nu te menții caz mai jos. Dar pentru mine aceste picioare în fund erau pași înainte. Mm -hmm. Depinde cum aborda profesorul sau... Eu nu sunt omul care când îi spui că tu ești așa, tu ești așa, el descurajează. Ah, eu sunt așa? Să fac să scuceresc, să convin că eu, nu sunt așa. Adică pentru ah, mine, da. nu sunt omul care se închide din sine și gata, mă, mă apuc frustrările. Ah. Nu, pentru mine, pe buni funcționează fraza asta, un pas, un picior în fund, un pas înainte. Am înțeles. Noi am pornit la Cămin și multe aventuri. Da, și multe aventuri și studenții. Noi avem un vin care strănește la aventuri. Este vorba de vinul Wine Crime și vorba de rozeul aventurilor tale. Mulțumesc Ouleu. partenerului nostru, hai să Eu cred în, în, stele și cum, zără, cum aranjează ele lucrurile. Da? Crezi în da. stele. Hai da, și, nu, în un un univers, și în stele, și în, într-o forță. Să vedem noi și aventurile. aici. Aventurile, eu ziceam de aventuri atunci când am spus de cămin, pentru că dacă se fac o diferență între ce văd acum, Ina mm -hmm. Colbasiuc, și și cum știu eu de la Cămin, este mare diferență. tot foarte tare schimbat. Ba, din schimbat? punctul meu de vedere. Tu erai mult mai zburdalnică. Tu acum ești mai cu minte. Poate. Vezi cum că m am comențit? Nu că m-am meritat. Poate că și din cazul asta. Poate... Dar nu te l-am măritat. Că eu până nu anul naște nu eram deloc schimbată. După ce am născut, probabil m-am schimbat. Poate maternitatea, poate chestia asta. Ah, eu da mă, s mamă, ești mate, Știi? <laughs> trebuie să fiu cu minte, să fiu calm. Dar nu cu minte, că tare. Nu știu. Hei, în cap se întâmplă. O câteodată am impresia că ori mai sunt așa ori oameni. mai ales pauza asta mea de teatru de aproape 3 ani, în martie sau în aprilie vor fi 4 ani pardon, trei, trei ani și lipsa asta mea, tot timpul lipsă de comunicare am, nu ne ajunge. Eu uneori așa de mult grăiesc că bărbatul meu se rezolvă dimineața și spune, Ina, pot sta 5 minute și eu, bine, 5 minute. <gână> și mă înăduș. Nu, eu în continuu, am nevoie de, în continuare am nevoie de comunicare. Eu simt, eu simt, că eu vreau să ies la lucru. Noi am pornit atâtea subiecte. O Academie de Arte, profesori care te-au ghidat, da. copil, soț. Eu nu știu pe care să merg acum, știi? De asta hai să luăm, luăm de la, de, la, de mai de, de mult o lecție că de la cămin noi, pe noi acolo ne-a intersectat soarta, da. noi acolo ne-am cunoscut, uh, ulterior mai avem ceva în comun, știi? Noi am lucrat la radio, amândouă, bine, la alte posturi diferite, da. în diferite perioade din viața noastră. Pe mamele noastre ne, le cheamă Larisa. Da? Serios? E da. că nu știam. Și noi suntem amândouă de pe malul Prutului. <găt> Aoleu, dar tu de care mal ești? De eu... la Ungheni. A, ah, ei, nu te-ar departe. Deci dacă te pornești pe nu mi meresc la tine. Am da, de la Valevie, așa, am eu la... am vrut de la Ungheni. Serios? Da, am verișoarele tatălui. Uh -huh. Și cum natul tu mi -a uit la Ungheni. Deci noi, pe noi multe lucruri ne leagă, de asta uh, era normal să ajungi la Titania Podcast și eu îți mulțumesc că ai venit. Eu îți spun că cineva, cu drag, cineva de acolo de sus le aranjează mai bine decât credem noi că le putem aranja. Da, în și sens? Adică tu crezi în, într-o putere? Tu foarte des spui Dumnezeu, da. să mă ajute Dumnezeu. Tu crezi în... Tu ești religioasă? Nu știu dacă sunt religioasă, dar și nu știu dacă sunt credincioasă, dar mă tem, așa parcă... Nici nu știu dacă sunt superstițioasă, dar eu vin de la țară. Mm -hmm. Și la noi în familie, de exemplu, mama e credincioasă mm -hmm. Mama mea este o femeie credincioasă Dar tata meu spune că eu sunt cu frică de Dumnezeu mm -hmm. Adică eu nu aveam cum să fiu uh, Nu că nu aveam cum Nu neapărat dacă părinții sunt credincioși, religioși Copiii neapărat sunt la fel Dar eu cred în... Uh, am pus cruci la gât fiului, de la botez adică da, e, da. Știi cum? Eu cred într-o forță supremă. Odată cu anii și cu Academia de Arte am înțeles că Dumnezeu se poate numi oricum. Cărțile și lectura m-au ajutat și diferiți autori, scriitori, poeți, dramaturgi, viziunile lor, piesele pe care le-au scris, de ce, abordările unor regizori, lucrând cu mai mulți regizori, deși eu în facultate am lucrat doar cu doi. Pe mine m-au ajutat, așa cel puțin am perceput eu, să descoper Lumea peste limitele pe care eu le aveam. Da, de pentru casă. că este teatru transcendental de care mă, despre care am auzit la Academie de Arte, nu știem, habar nu avem. teatru transcendental. Chestii despre. Uh, Sau... M-am văzut un uh, spectacol video de la Mnușchin. Da. Mm. Uh, știi, și n-ai cum să nu-ți de exact. întrebări, n-ai cum să mai crezi în Dumnezeu și al care te pedepsești ca vinerea de fruct. Și înțelegi că, de fapt, nu-i nu despre vinerea de fruct. Da, e despre altceva. l vin nu din a mânca. Da, bine, ok, mâncarea postul care se presupune, dacă e un post, tu trebuie să-l Eu am auzit odată o frază legată de post la o biserică din Chișinău. Um, of, mă rog, să mă împărtășesc și scăp. și e ca, chiar și ca asta tot m-a ajutat să înțeleg stai și credința asta. Eu am avut o perioadă când nu mergeam nici la o biserică, doar la un duhovnic. Am, al meu, pe care l-am descoperit prin intermediul mamei mele, la Iedineț, într-un sat, eu, nu pot să cuita de lume, dar nu se duc. Mai retras așa, da, de Da, da, da. Și dânsul, am schiat, și eu la dâns și m-am cununat Chiar mm -hmm. dacă eu o perioadă am schiat mă cu unul ia că eu am simțit că la dânsul vreau să mă cunun mm -hmm. Și discutai cu el chestii da. și mai intime? Sau foarte, ți era foarte... foarte știi intime. că e rușinos să spui nu. anumite chestii? Eu am primit de la un preot, de lână, eram studentă și foarte comișoară atunci, pe atunci. Mi-a mi dat canon că să actriță. Da? Canon că canon. ești actriță? Da, actriță să fie păcat în viziunea lui. Cred că nu știu dacă mai este, era foarte bătrân atunci. Și ai făcut, ai realizat, ai bătut Ei, am bătut o sară și nu mă țin minte, 90 îmi pare, 90. 90. Și zic, doamne, dar cu oamenii care fac, dar care ușid, doamne ferești sau... Dar bun, că până la urmă ei o să răspundă pentru păcatele lor, nu trebuie să ne începem noi să judecăm. Doar că la noi societatea e așa, trebuie să te judeși, alții, nu-ți dă pași să-ți izbășești tu păcățelele. Cum au făcut așa, Așa și atunci când zic, dar dacă eu care învăț de actriță, apoi mi-a dat 90 zicem materii, dar omul și la care a făcut păcate poate mai grele ca mine. Tu ai făcut actorie la Vlad Ciobanu. Da. Ai spus vreodată că e primit nu canon? Mai, țin, nu mai țin minte, dar tare, tare mai are probleme a făcut la omul și la Dumnezeu să-l ierte. Deci Vlad Ciobanu, regretat, da, regretat, Vlad a fost Ciubanu. profesor și da. mie mi-a fost profesor el de actorie. Da, dar eu țin minte când el l la cursul vostru. Dacă mi a aminti ce spectacol a montat. De la Shakespeare, Îmblânzirea Scorpii. Blânzirea Scorpii. E tare, el își făcea griji și avea emoții pentru spectacol și pentru curs și tare ține el la voi și cu fetele și ele mele de la teatrologie și tot <laughs> timpul El era foarte sfătos. Da. Apropo, eu când am el la facultate. Că -ți spuneam că am nimerit dintr-o lume în alta. Îi spărea actoria, bătut din palme și dat de flori. Da, Hollywood că e Da, și eu am ușat și o actriță. Și tot să închină la mișcuna, să merg să se facă... E, bună ziua, am nimerit chiar acolo. Și m-am, pur și simplu, am înțeles că am nimerit... Cum spune în rus, m-am prezimblit. Eu pur și simplu m-am așezat pe uh, pământ, cu tălpile. <laughs> și am înțeles că actoria nu e despre aplauze și flori. Când m-a întrebat, de ce vrei să fii actriță? Eu m-am băgat în și foarte mult timp am avut frica asta, spun de ce am vrut să fiu actriță. Pentru că m-am marcat filmul și ala atunci. Bun, dar în timp am înțeles mai mult de ce am vrut să, să, devin actriță. Dar iarăși m-am abătut de la temă, de la... da, că am nimerit dintr-o lume în alta. Vlad Ciobanu, eu știam că îl cheamă pe profesorul meu, dacă urma să mă ei la facultate, că noi am avut consultații, examene, nu pur și simplu, după note. Mm -hmm. Îl cheamă Vlad Ciobanu, s-a filmat în filmul cu Tari. În filmul lui eu asta da. tot știam despre el la început. Da. și că a momentul. jucat niște roluri, doar că eu nu știam spectacolele. Asta nu era problema lui, era problema mea. Da, dar noi vineam și noi vineam de la da, noi sat, vine... Eu știam de... mai mult de teatru de la Bălți câțiva actori, mai mult nu știam nimic. Eu nu știam că există teatru Ieminescu, teatru Ionescu, teatru Cehov, teatru Suliță Roz, teatru de la Tiraspol și așa mai departe. Nu știam. Eu știam numai de teatru de la Bălți pentru că el venea desiori. Venea un uh, turneu la noi la Casa de Cultură și eu mergeam la spectacole uh -huh. Și Eu când l-am văzut pe Vlad Giovanu pe coridoare ca ulterior, am înțeles că este profesorul meu, eu am crezut că el e un pațanaș. Atât de frumos. El așa era de simplu, într minte și acum. Noi am tâlnit, ei, acolo e acolo istorie lungă, noi ne-am trăit că soția lui de la mine din Raion. Și în ziua când eu am venit la Chișinău pe 11 iulie, țin minte foarte bine această zi. 11 iulie și noi în ziua respectivă aveam consultații, eu am venit la o anană de-a mea, pentru că alte rude nu mai aveam în Chișinău. Și noi am fost într-o rutieră. <laughs> Și el se uita la mine ca așa, știi, cu, știi, expresia și a lui da, da, interesant. da, Și așa, știi și Eu când am văzut, că omul ăsta mă urmărește și cu dânsul Când am văzut la facultate, zic, lui ăsta și cu dânsul Că pe urmă să aflu că băiețelul ăsta. este căsătorit Are doi copii și este profesorul meu de actorie și coordonator de curs. Și am fost foarte încântată și minunată și, și eu știu că eu eram, îți dai seama, îndrăzneață, cu temperament, dar eu când am ajuns acolo m-am pierdut. Și eu știu că el cumva hai să zic așa, opus cuvânt pentru mine, deci nu avea, nu cu pus cuvânt pentru mine, în că m-a protejat, m-a oplășit. Că să-i dăm o șansă fetei să devină actriță. Și eu sunt pare pentru asta. Eu i-am făcut odată un compliment împreună cu colega mea, Silvia. Domnul Cioban, ce bine arătați astăzi. Și el spune, fetilor, eu mă strădui. Eu, eu, mă strădui. Eu pentru da. voi mă strădui. Da. <laughs> Sau avea o frază. Da, un borș. O, o, Eu aveam, acasă părinții aveau nutri nutri, animale. Da, da, nutri. Și el îmi spune, da, am mâncat niciodată nutri. Un <gum> um, fel că fă păi și eu hazi de casc, nu umbla. Nu știi că la facultate, nu știu, la voastră, dar la noastră, la... nu se îmbla cu pachetelul, cu mita, da, da, cu 50 da. de euro. Eu de nu, știu, de. eu nu știu, am unii acum, dar auzăm la colegii mei, de exemplu, de clasă, la alte facultăți, că era treaba cu, 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 variantele astea. La noi nu, la noi trebuie să ieși, cum spune celălalt Vlad Ciobanu și alți profesori, pe scândurică. Te rog frumos, arată ce poți, pe scândurică. Pe mine chiar m-a întrebat la un moment dat, Vlad Ciobanu, că eu eram, îți spun că închis în mine, la un moment dat m-am închis în mine pentru că vedeam, uh, vedeam colegii mei foarte dezvolți, eram la un curs cu copii de actori, Laurențiu Vutcărău, Ioana Zubcu, Draga Dumitrița Drumi, alți co colegi de mei, Ana Jereghi foarte, din fetii doar eu eram de la țară și ele erau foarte dezghețate uh -huh. și eu la un moment dat m-am trezit că făceam numai ceai dacă suntem pe la ora 1 noapte aveam și ceai și zahăr și la ce m-am întrebat eu te-am luat la curs ca să faci ceai? Și pentru mine asta au fost, în las eu mâine am zvărât că eu să actriță. Adică eu nu făceam, aaa, Nici ne-a spus așa, <laughs> nu, no, eu mă pornim. Da, asta te-a este... te ajutat, pentru că dacă nu ești da. în evidență, nu capeți o vizibilitate în fața la profesori, ei da. caput. De eu eram tu gospodină, gospodină de la Glodeni. Am venit, făceam ce-mi ștergem <laughs> măsuțele. <laughs> m mă tare mă bucur că ne-am amintit de el pentru da. că am o trecută în neființă de asta nu înseamnă că lumea a uitat de el a lăsat atâtea multe lucruri și o spuneam mai devreme că noi când am venit din sat la Academie de Arte noi nu știam uh, decât eu personal nu știam decât că s-a filmat în luceafă de deși el a lăsat în urma lui o grămadă de alte roluri da. uh, însemnate și așa mai departe foarte important că ne-am amintit de dânsul ca profesorul tău mai ales că și... acest episod va fi difuzat în ziua în care este ziua profesorului a, ziua învățătorului, 5 octombrie, respectiv felicitările noastre pentru toți profesorii noștri, inclusiv da, de la facultate, și, de la liceu. Exact, pentru toți, cum le, le se mai spune, este un cuvânt interesant, am scapă, în afară de profesori, mai este un cuvânt așa interesant. Dască, îndrumător. Da, îndrumător. Eu chiar al altă ieri spunem soțului, eu am le pun monument la profesori, educatori, lectori, doctori, universitari care predau la, la, la copilași. Copil Andrei, copil uh, Roizi. Am unul la casă, micuț de doi ani. Dar ce fac ei cu o clasă de 30 copii? Astăzi am înțeles că în momentul în care am devenit mamă, am înțeles cât mult îi să lucrez cu copii. Păi de obicei ne spune, ca profesoara și e rădă. Păi, e și așa că mă închin în fața lor și le mulțumesc pentru, pentru tot. Le mulțumesc la profesorii mei. Academia de Arte. Am ajuns la Academie după ce ai spus că Academia ți-a deschis ochii referitor la spiritualitate și religie. Da. despre Cămin am vorbit toate aventurile noastre. Stai că nu ne-ai abordat și aventura acolo cu o trompetă. Cu cine erai tu acolo cu trompetă și cu coniacul cu trompetă? Of, doamne, nu-ți mai spun. La Hai etajul spun, 3 erau... Da? Uh, dar nu mai Eu nu am înțeles. și ai trăit la etajul 3 unde mă la doi, la doi dar pe la trei era balul. La trei era balurile, că acolo trăiau băieți. Da, Vecislav ce au știi? Pavaroti. De cum nu Apoi <laughs> că la dânsul în gamer se face o tată nebunie. 53, dacă nu greșesc. Da, eu trăim în 23 și acolo era 53. El era frumos, era un bai frumos. Vecislav. Dar el era cu toți și cu nimeni, știi? Așa. Că la un moment dat s-a dus în China, nu știu pe unii, și nu l-am mai văzut. Da, acolo eram și noi, bun, noi nu ne prostem, nu știu, în hal oamenii și închipui, noi băluiem, asta e însemna. Și era fain că la Academia de Arte la camini erau pian în camere și acolo da. La da, pian scânt, în dar, camere. și-a mai, tari, mai vezi că... Um, de exemplu, muzicienii, da? sau uh, uh, cântăreții, cântăreții, operă, uh, de, uh, cântăreții de muzică populară, uh, deci canto popular, canto academic, cum se numeau, da? sau muzicologia, sau... deci ei toți erau foarte corecți, foarte așa, foarte academici. Mă trezăm la ora 10 cu o fetiță, la, dar nu la 10, pe la 9 sau pe la 8, e sâmbătă și duminica, sâmbătă mai e, se mai dușea pe la facultate, dar duminica obligatoriu într-un pe cânta. cânta. <laughs> Și eu, eu într-adevăr, eram nebună. Eu, da, eu deschideam uneori ușile cu chișoarele. Dar ușile erau înconjurate de multe încălțăminte. Și dacă era mult încălțăminte, înseamnă că era bal. Și dacă era bală, puteai duși în camera și ieși un capac. Sau, Sau o crevalcă. <laughs> Îți trebuie ta mana Ai, ai, îndră. Da, nu, da, nu. Da nu, eu, nu, nu. Uite, dacă mai povestim de perioada și am șansa să le iași la în Duminica aer, era cel mai interesant că erau pachetele primite de acasă. Luna de am și da. mâncat, dar da. duminica seara era bal. Și încă un moment important, la bucătărie nu făceau servici și minea s-a mai din servici. Și eu trebuie să spăl după E etajul 2, etajul 2. Și apoi era zis, hai că-ți dau, uh, nu știu no, nu, știu ce, nu-mi dai tu ni o ciocolată, tu dă ni ciocolată, șampanie și o cafea era taxa mare ca să fac eu curat la bucătărie, dar pentru mine nu mă costa nimic, nici asta îmi plăcea să spăl aragazurile, pereții, mesele și am plecat. Gospodină de la Glodin. Eu îți spun că eu eram gospodin de la Glodin. Până când nu mă Da, e că venit la Cebanu și ți-a zis că nu te au luat pentru gospodina din tine, da. dar pentru pentru că o din tine, O, 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 o scânteiuță, el mi-a zis, o scânteiuță. Anul întâi pentru mine a fost un an foarte greu. Ca foarte la toți. greu. Dar greu în sens de adaptare. Eu m-am îngrășat foarte tare. Părinții mei mă întrebau ce sunt la cu mine, dar și făceam, mâncam cartofi și pastic pentru că noi stăteam până târziu În noi se dezvolta răbdarea. Răbdarea cred că se dezvoltă și mai mult. Și pe urmă, pistea am înțeles. De deci, ce, ține așa de târziu, uneori. Mai ales deci? pentru că în teatre, când se montează un spectacol, și când e în valul premierii mai ales, în ultima săptămână, da, de exemplu, asta e săptămâna și în weekend e premiera sau mm -hmm. joi sau... Păi acolo, când spun luminile, când mizanțelele screază de parcurs, dar când anume când se fixează luminile, când e ca, ca, să tot, tot asta, tot mahina asta, strâng tăți din toate părțile și să și se reține până în târziu. Da, deci acolo se reține, eu țin minte odată de la, nu, nu, nu știu precis spectacolul, că era căsătoria, că era o, o istorie foarte simplă, dar îmi pare căsătoria am la trei 3... noapte sau la două. Și bărbatul meu m-a întrebat, tu așa tătă viața ai să vii? Și zic, uneori, da. Pentru că eu atunci nu ne, nu ne că o să vii o pandemie și o să vin, nu știu ce, și o să mă uh, fac să înțeleg că eu trebuie să mă pricep și la alte lucruri. Eu nu mi închipuiam viața mea fără teatru. Și iată, atunci am înțeles că ajungând în teatru, pentru și ei nouă ni dezvoltată noi răbdare. Dar aveam colegi care pur și simplu buhneau pe scaun. Și din acest motiv, când ne duceam uneori foarte târziu, dar asta la noi se întâmpla foarte des. Erau foarte puțini profesori care nu ne țineau așa târziu. Dar mm -hmm. eu nu-i judec. Eu le mulțumesc. Pentru că au venit unele generații care nu aveau așa răbdare. Mm -hmm. Da, eu știu că asta poate sună patetic sau... Dar actorie cere jertfe. Și foarte mare. Deci actorie te învăța să ai răbdare. Da. Să controlezi emoțiile. Da. Și să ofer. Foarte mult. Să ofer. E grija asta. Eu și așa eram grijulie, dar grija față de partener mi a fost dezvoltată la facultate de profesorii mei. Foarte mulți oameni tineri, mai bine zis, foarte mulți tineri vor să devină actori, neștiind de așa ce ca așteaptă. tine, ce așteaptă. Da, exact. De ce ar trebui să meargă? Mm -hmm. Care sunt calitățile pentru că ca, dacă le are să ducă și, care, și, dacă are alte calități să nu se ducă? Eu nu știu dacă eu însă și mai bună la acest capitol, dar eu știu că înăuntru trebuie să aibă ceva care nu-i dă pași să trăiască, să doarmă. Nu știu cum se numește, un, un ghem, un suflu, un, Zbuc. un, da, un zbăcăială care mai nu-mi dă pași și gata. Și oricum, e ca, mă gândesc eu, tot aveam plan, ei, dar dacă n-am dacă nu știu ce. Eu nu aveam varianta dacă n-am n să avem anul. Uh -huh. Eu nu aveam, mă țin ca să mă fac actriță, dar călduți, nu. Da obstacole? Și nu ți radi să ajungi acolo. Da, nu știu dacă nu a pus cineva în rol. n avut. De, Nu, pur și simplu atunci a fost o coincidență de... Nu coincidență, a fost o situație când o omul înțeles că eu vreau tare să și o actriță și pentru ce să mă duc eu în România când pot să da, da. eu aici. Dar nu prea am avut o șansă, să zic obstacol. Eu am vrut, eu am venit și ne-am luat torba cu o torbă de șeie în... cu mâncare pătrățele și una cu haine. Și am venit la Chișinău. Adică eu nu eu nu știam să cer cu tralebus, mă salutam cu toți oamenii și toți sunteau strani la mine. Și zic, oamenii eu nu știu, îți dai bună ziua. Dar ce am vrut să zic? A, că m a întrebat de uh, aptitudini, da, dezghețat, comunicabil, uh, memoria bună se dezvoltă și la facultate. Adică, bine, e fain să ai memorie bună, dar uh, prin exercițiile care se fac acolo, dar trebuie să ai în tine o dorință foarte mare. Dacă n-ai dorința asta foarte mare, sfatul meu este să cazi treaba și nu înseamnă că dacă ești super frumoasă, o fetiță super frumoasă, ești să fii actriță, pentru că dacă ești actriță, Vlad ce ne-o să asta și n-a să uit, nu trebuie să fii rușine, să fii urât. Deci nu trebuie să stai doar așa. Vezi că, Perfect. Deci, da. nu, nu trebuie, deci ca să fii actriță, nu trebuie să fii doar păpușă. Nu! Nu, dacă tu ești păpușă, ai grijă profesia, dragă. nu! nu. <laughs> nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar păpșelele nu sunt pentru actorii. Nu, no, asta nu înseamnă că asta e... Dacă tu știi să folosești frumusețea asta și tu ai și zbâc și ala despre care vorbesc și tu-ți dorești și tu ești gata pentru că sunt foarte multe fete care... Dar eu nu vreau să arăt urât. Dar eu nu vreau să mm -hmm. fac rolul ăsta de babă sau de femeie în vârstă, sau de... Nu, dar eu nu vreau să fiu cotoranță sau nu, dar nu... Cum să, cum să ies încălcite? Eu trebuie și cu părul la salon. Ei, nu. Sau de eu nu pot să mă schimb față de toți. Eu până azi n-am problema asta. Bine, nu ies în, la Ștefan cel Mare să mă schimb. Dar când merg undeva să la televiziune sau undeva și trebuie să mă îmbrac, eu nu țin cont câți acolo ochi au trecut. Repede m-am îmbrăcat, repede. Și asta ne-a învățat tot la facultate. Pentru că acolo era un anex în care noi eram și fete și băieți și trebuie să ieși în scenă. Pe nimeni din profesori, din catedră și din spectatori, pentru că iarăși nu înțelegem cum examen cu spectatori. Asta cum? Eu n-am experiență. Eu așteptam nu și experiență. <res> oamenii și ei nu îi nu -i interesează și nici o închetine la sutien sau la nasturi. Adică facultatea asta de actorii pe mine m învățat nu doar meserii. Eu pe urmă am înțeles că e a învățat viața. Dar am înțeles că e foarte important, am sesizat, am înțeles, am realizat că e important și experiența pe care o ai până aici. Și dacă știți, să le combini, eu dacă timpul înapoi, aș dacă până apoi, n-aș schimba nimic. chiar vreau să te întreb dacă ai regret. Niciunul. Niciunul nu am regret. Și nu știu, poate asta sună pentru oameni străini, dar poate am un singur regret legat de limbile, străini, străine, că nu le-am învățat la timp când mi se dădea ușor, acum nu se de exemplu, această engleză, de am dus ori, am încercat să o învăț. Nu, nu ni dragă, e ni, și gata. Și da, cineva spune, vai, rușine, rușine, posibil e rușine. Posibil, da. E greu în comunicare că noi vrem să ne dezvoltăm, să ajungem să comunicăm, să schimbăm, să facem schimb de experiență, nu știu ce, dar nu cunoaștem, de exemplu, elementar, limbajul. Eu și atunci când am mai aveam posibilitatea să o învăț, nu Asta am era, învățat Asta sunt regretele tale. Da, adică regretele mele este că n-am învățat mai multe limbi străine. Ăsta mm -hmm. e singurul regret, dar dacă vorbim de meseria mea... N-ai niciun regret. Nu. De la teatru, ai plecat, a fost anumit conflict, asta da. știm, nu-i da, am povestit secret, nu asta dacă... mă interesează, da. dar mă interesează dacă ți-a fost doar după asta. Ce ai făcut după ce ai plecat de acolo? Deci a fost o perioadă în care tu nu lucrai, efectiv nu făceai nimic? Da, vreo trei zile. Numai trei? Da. Și după asta ce ai făcut? Eu aveam... Uh înregistrări la... A, după asta da. lucrai. Da, da, aveam înregistrări. La radio. La radio aveam, Aha. lucram la radio și aveam înregistrări la Dora Show și eu compensam. Mm -hmm. Adică, nu compensam, eu mă simțeam oricum în apele mele. Aplaudată erai, vorba uh, filmului da. din filmul. Uh, în văzul lumii eram. Aha. Atunci îmi pare nici, eu trebuie să și în văzul lumii. Eu aș gândesc un pic altfel. Chiar, chiar dacă și deși, sau nu știu cum să le zic, că am vrut să le zic pe două dată. Chiar dacă eu vreau să mă retrag, e ca, e ca, e ca mă retrag, gata, să mă liniștesc, să mă retrag, să o iau pe alt cale. Oricum ușa teatrului se de deschide pentru mine, ușa um, publicului sau nu știu cum să zic. Deci pe mine mă atrage această... E că eu, eu, nici nu mă gândesc, eu nici nu avem dorință. Eu la ultimul interviu la care am fost, eu am zis că eu nu vreau să mă întorc în teatru. Eu așa credeam atunci, eu vreau să fac alte meserie. Ca eu fost destul, de exemplu, să văd un spectacol, zic nu, mai din eu vreau să fac teatru. Mai departe. Eu credeam că a murit teatrul mine. Actrița a murit, actrița de fapt era vie, era frumoasă. Dar da, actrița tu și la Dora Show, tu și cum Mătra, sau cum o cheam, Raia Bucanat, da, da. tot tot actriță erai tu, nu erai in Jurnalistă. Corect, nu era, da, da, era... da nu eram, jurnalist, nu poți pretind că eram jurnalist. Și, și foarte păi, bietic cum da, atletic bine, cumva jucai acest, acel da, rol jurnalist. În ultimul timp, e, deja acum, noi ne axam pe, cât mai aproape de o jurnalistă, dar clar că era o parodie a unei jurnalisti, că nu eram jurnalist și plus că și emisiunea este de divertisment. Da. Știi, și nu... Poți pretins că ești și nu mă putem compara cu colegii da, mei de la știri sau. Era parodie și era făcută de actrița din tine. Da, adică tot nu aveam, Că tu m-ai întrebat, când am plecat. Eu am plecat pentru că am fost cumva într-un grup, știi, și am fost. Da, eu, noi știm de ce da, ai plecat. Eu da, singur și... eu nu era să plec. Cred că nu era să ne ajungă cu curaj. Noi plecat mai mulți atunci. Uh -huh. Și cumva am plecat unul lângă altul, știi. Uite, unul în față și -o restul am plecat pe lângă. Dar nu-mi pare rău că am plecat. Îmi pare foarte bine. Pentru că S mai, mul da, mai mult nu se putea. Și am stat, când am ieșit afară de pe ușa teatrului și am înțeles că peste o săptămână vin să iau carnetul de muncă și când am venit și-am luat carnetul de muncă încă aveam emoțiile și ele. Astăzi trec pe lângă acea, acea clădire. Am emoții mai puțin negative, cred că. Mm -hmm. Mai mult mi-aduc amintiri de perioada frumoasă, știi? Că nu poți spui că a fost atât rău. Eu acolo am crescut. Dar care a fost și mai mare apreciere din punctul tău de vedere? Pe care ai primit o vreodată? Când regizorul Petru Vodcărău, care tare mult a luptat cu Ina, mea, Ina din mine, netalentată, nu că a luptat, el nu mă considera o femeie talentată. Cel puțin așa vedeam eu. Sau nu vreau să fiu acum răutăcioasă sau foarte categoric. Dar eu am fost distribuit într-un spectacol și el nu era mulțumit de prestația mea și bănuiesc că nici eu nu eram tocmai cea mai strălucită și... Atunci eu nu înțelegeam. Dar la un ultimul spectacol care l-am lucrat cu el, o istorie foarte simplă, acolo jucam o, femeie, jucam o femeie de la țară, o mamă, care a aflat că fica ei de 17 16 ani gravidă, de la vecinul care e taxul alcoolic. Și nu știu dacă văzut spectacolul, un spectacol foarte tipic pentru noi. Mai ales pentru provincie. Și provincie, noi suntem o mare provincie, pentru oamenii de la țară. <când> Și a fost un spectacol, eu am fost foarte bună. Eu eram mulțumită de mine. Eu niciodată n-am fost mulțumită de mine. Dar eram mulțumită și tot 2%. Eu zic, dar îmi pare că ni s-a urcat la cap. Eu tot timpul am controlul ăsta. Autocontrolul. Să nu mă zazvezdesc, să nu îmi crească stelele pe umeri, să nu a <laughs> coborăm pe pământ. Publicul trebuie să te laude, nu tu. Tu trebuie să faci așa ca să fii bine, dar totodată să te Și el a avut un moment, nu știu din ce, eu l-am crezut. Și el a zis, tu azi ai atins așa niște note, așa niște note, Ina. Că eu m-am convins. Atunci când mi s-a spus fraza că tu ești o fată talentat, eu am înțeles că tu ești o fată talentat. Asta a fost o mare recunoștință și o, ce mai ai întrebat tu? Apreciere. apreciere, da. Sau alte regizori care am lucrat, Slava Sambriș. la fel. Avea, de exemplu, erau spectacole când îmi spunea, Ina, tu ai fost bomboan bomboan Dar Slava, dacă ai să zic, și dacă nu, nu, n să o Mai da, mai ales că noi eram foarte apropiați. Da, sau Daniela Burlaca când mă a distribuit în gardenia și mi-a spus, rolul ăsta e tău, dar eu când am citit piesa, m-am văzut în alt femeie. Acolo patru femei și m-am văzut în femeia doi, poate în femeia unu, deși înțelegem că nu poți fi femeia unu, că acolo erau și o leacă de vârstă vorba. Și, și când mi au zis că eu o femeia trei, și am înțeles că eu sunt așa de diferit de femeia și ea. Păi aici îți poți arăta talentul. și ea nu m-a dădăcit. Ea mi-a dat rolul și hai. Probabil un rol care să cu tine mai ușor de jucat. Nu cumva, da. Ce îmi dai și a ce îmi blijă cu obrazul, domnul Stanislavski, dacă nu greșesc. Da, și de faină chestia asta. Da, da, și când te gândești. Uh, și atunci când deja fusese premiera, noi el știi cum spectacolul, e ca un schelet și a dau și cărniță. <laughs> da, da, da. Așa spune în limbajul ăsta uh, al nostru. Uh, și ea mi-a zis, Ina, tu te-ai depășit. Tu te-ai depășit și pentru mine asta a fost așa de important, că la urmă și Daniel au riscat. Și eu am riscat. Până la urmă tot e un risc, viața e un risc, da. Nu și cine bea. nu riscă, <laughs> nu bea vin. Nu bea vin, pentru, de exact, la cine wine nu, crime. Exact, cine, cine nu se aventurează, tine. nu bea vin aventură. E ca așa. Și pentru mine, adică, recunoștințele regizorilor cu care am lucrat și nu pur și simplu, -că, mai, mă rog, sunt regizori care, de exemplu, după spectacolele lor, după toate spectacolele, se apropie și discută, da? ce a fost bine, ce a fost rău. Asta, de exemplu, era metoda e slabă. Mm -hmm. El foarte multă ținea la acest moment și era important, sau dacă nu discutam seara, ne întâlneam dimineața sau a doua zi la spectacol. Mm -hmm. Și discutau momentele astea ca să nu se facă acolo o gaură și plafoneze tot. Dar erau regizori care o făceau cumva tehnic, tehnic, știi? Și vezi că un om e tehnic. Eu, de exemplu, sunt când e om tehnic și când nu e tehnic. Când spusul e de dragul spusului și iată. Tu sunt oamenii, vrei să spui? Da, vreau să spun că sunt. Și cât i tare, n-ar încerca să mă convingă ei, de exemplu, că nu, nu, nu e nimic, tot e bine, eu simt că nu e bine. E, Sau e eu chestii. simt că omul ăsta e, e periculos, omul ăsta e pe interes, omul ăsta vrea să obțină ceva de la mine, eu simt asta. Și bărbatul meu știe lucrul ăsta. Adică, că, e ca, de exemplu, dacă trebuie ceva, pe el mă întreabă mine și zic, mai sincer, nu îmi place omul ăsta. Cumva, adică el are nevoie de, de confirmare. E vorba mea. de intuiție feminină sau intuiție este? Nu. ta? Da, da. Nu e o chestie nu generală e, nu e feminin, femeie. nu. Eu și mamii mele pot să-i spun, îmi place de omul ăsta care a intrat la noi în casă sau și face el în gener la noi în casă. Adică eu parcă, <laughs> mi s-ar spune baba vanga, <laughs> dar nu-i că prezic, eu simt. E că simt. Înseamnă că tu foarte tare selectiezi oamenii care sunt din jurul tău, prietenii care ți-ai ales pe viață. Deja ori da. ai ales, ori... Deja da. Eu și până acum eram selectivă. Și aveam, știi, da, 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 au venit o perioadă când am înțeles niște lucruri și am înțeles alte lucruri și... Bine, că noi toți greșim. Noi toți greșim. Noi nu suntem sfinți. Dar vine ca valuri în viață și perioade când nu știu, când parcă tot cercul cu strânge și strânge și strânge strânge și strâng, strâng. rămâi cu doi oameni și cred că e minunat. De ce înseamnă prietenie pentru tine? Nu știu ce să spun. Azi. Prietenie? Mi îmi place când tu zici azi. Pentru că eu mâine pot să mă Da. Și mi se pare ok să te răzgândești. Și înseamnă prietenie pentru mine azi? Azi, când trebuie să fugi acasă prietenia... bărbatul stă copil. Și are examen. Prietenia nu e numai doar frumos și bucurie unul pentru altul. Prietenie pentru mine ca familia. În ea se întâmplă de toate. Doar că noi trebuie să ne învățăm să iertăm. Mm -hmm. Da, ambele părți, nu doar o parte. Exact ca în familie. Dacă nu cedează soțul sau soția. Dacă nu cedează soțul și soția, pentru că dacă cedează unul, la un moment dat, s-a el de cedat. A, tu vorbești aici deja de prietenie în cuplu. Nu, eu vorbesc, nu, de prietenie între pri, prieteni. Mm -hmm. Pentru că depinde și prietenia ai, Când ne-am văzut la un jin sau noi ni, practic ni trăim unul cu altul, sau e o chestie interesantă. Nu știu ce să zic. Să zic nu mai cred în prieteni sau nu cred în prietenii. Nu, nu scategoric categoric în halul ăsta. Dar într-o prietenie există de toate. Asta pot să o zic sigur. Partener general OTP Bank. Despre prietenie am vorbit, dar nu am vorbit despre soțul tău. Da. te-ai căsătorit acum câțiva ani, ai un copil care acum, recent, a făcut 2 ani. 2, 2, 2 ani. ani. Și când zici 2 ani, 2 ani. pentru mine e 20. Pentru mine, Matei, e o mare lecție de viață, e o lecție de educație, de autoeducație. Eu am înțeles că eu trebuie să mă autoeduc. mă... Pentru că cumva, eu până a până se naște, Matei, am avut noroc de oameni care m-au tolerat, m-au iubit așa cum sunt eu. Că mm -hmm. eu nu sunt o floare de pus la icoane. Îți Nu-mi dau seama. E că, că eu noi nu ne-am sfădit niciodată. <laughs> nu, eu nu sunt floare de pus la icoane deloc. Eu sunt tare Și pe al locuri foarte, foarte spurcată. Spurcată și de gură uneori și încăpățânez și nu, eu nu pot și nu știu ce, și, adică eu sunt cu un caracter deloc Da, da, asta, asta, în contextul în care tu zici că de peste asta ai trecut, fiind academie, fiind Da, dar bine că mă cizelez în fiecare zi, nu m-am lecuit după Academie, eu și până astăzi mă, mă, tra mă, tratez de caracter de ăsta și eu, cum cred, așa trebuie să fie și gata, adică pe mine cumva m tolerat, iar Matei a venit un copil care știi e... cum sunt copii, Diferit. caracterul lor, ei, ei nu înțeleg și ai nevoie de foarte multă răbdare până să ajungă ei să înțeleagă. Pe că eu ne-am dezvoltat răbdarea cu Matei, dar încă mai am o grămadă de lucrat la asta. Ai avut depresie după ce ai născut? Da, în luna a patra. Și am luat-o foarte repede în mâini pentru că am înțeles că asta nu e o... Cu mine așa ceva, senzația asta e la mine nu a fost niciodată. Stai, cum ai luat-o în mâini? Am luat-o mâini pentru că... Cum ai luat-o? Adică propriu zis, ai propriu început zis. conștientizez? Da, sau... da eu, am început să să spun doctor. soțului. eu am spus soțului, eu nu vreau să fac curat. Asta pentru mine a fost primul semn, că cu mine ceva nu-i bine. Și că e obosit pe tine, pentru că tu lucrezi ca un ceas. Eu eram ca un ceas. Da, da, tu ai fost norocoasă că puteți să ai un soț care nu înțelege chestia asta, că tu nu vrei Și să faci curat. Și ce înseamnă asta? 5 ani, aproape 5 ani m-am întâlnit când tine, ce înseamnă m-am <laughs> da, tu da, dar dacă o luăm la general Nu, eu glumesc cum. Exact, exact, dacă omul de alături nu te înțelege Mai cunosc cazuri când nici părinții nu te înțeleg Și zic, și? depresia postnatală? Voi mea aveți depresie postnatală Eu nu, nu vreau să pe oamenii Nu vreau, nu vreau să-i supăr pe cei care nu cred în depresie postnatală Dar doar atunci când ești în piele Poți să înțelegi în pielea respectivă, sau când te ciocnești din momentul respectiv, eu tot nu credem în depresie postnatală, și nici nu credem în în și chiar părintele și nu poate lecți că să-l strunească, să-l strunească, așa o lecție și să-i din gură? Ei, când s-a născut Matei, bine, când s-a născut el, era micuț și face ca o psicuță. Dar pe urmă, când s-a început m-a manifesta caracterul, după ablactație, apropo, eu am înțeles că băiatul are așa un caracter, pentru că eu îi cumva închidem gura cu țâță, da? Și asta era alinarea lui. Da. Dar după ce l-am înțărcat, asta a fost o mare jele. Am ușare două luni de când e înțărcat, dar el își ține încă pozit... El încă nu a uitat, în primul rând. Când, când spun că am înțeles, m-am trezit într-o dimineață și zic, tot așa Și vedem tot sumbru.

Și a venit soțul și am spus și el... Eu am avut noroc într-adevăr și am noroc de soț Pentru că el îmi spune, ieși, bea o cafea, du Mai ales de când el a început să obișnuiască Pentru că el, pentru dânsul Pentru că el, pentru că dâns, Pentru dânsul a fost o mare șoc Nu știu cum să-i zic Și frică că nu-i fac ceva rău Cum să-l ții cum să -l... da, foarte, Prima nu, experiență, nu știi? De judicat, da, nu, nu ai tu 20 de ani Ori ai tu 30 Ești la prima experiență și ești verde trebuie, știi că este vorba practica, bate gramatica sau cum. Da, da, da. da, da. Poți citi tu 70 de Da, ai o idee, e bine, dar oricum, când ții bățuleț și ala în mână, e altceva. Cum ai ieșit din... Și... Sau cât o durat perioada asta de... Poate urmări uh, mai sunt șase. <laughs> Poate urmări uh. mai sunt șase, dar eu am început să fiu foarte activă pe rețelele de socializare, pe Instagram. Și când primei feedback, te Da, și înțelegeam că s mai întâmplă cu femeia asta. Și <sus> apoi auzăm, mai las copilul cu bona, pentru că dacă poate aveam un ajutor, era altceva. <sus> Dar n-am avut nici bona, părinții noștri sunt departe, ai mei la glodieni, a lui Denis, tăticul lucrează, mămica pe sticotare, și cumva știi, n-am avut mătușile, chiar dacă două să ai mătușile copilului. Fiecare are viața ei, lucru, serviciu, știi cum. N-am avut un ajutor. La bon, propriu zis, că să o lăs pe îndelungat, nu înțelegem de ce trebuie să-l iau, pentru că mă dușeam o lecuță la registrări pe o oră, două, lipsăm stătea soțul. Adică, pe urma, am auzit de, o platformă unde poți bonă pe ore și am încercat de câteva ori, dar Matei nu este un copil care se dă cu toată lumea. Mm -hmm. Adică oricum erau plâns Selectiv și, și el să da, și el la rândul lui Da, nu ți s-a dus și la în brață Nu la tăță le-a Rupt -ă, bucățic sau bucățic tăiat. <fie> <Tăietă. fie> e Ina, stai să nu ne da. ne de dejim la subiect. Explic. Uh, Cum ai ieșit păi, Zic, uh, nu aveam, nu aveam cu, 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 cui să las copilul să ies, dar oricum soțul insista pe momentul când el era acasă și zice, hai, acum ai de dus la o cafea. Sau uh, început să-mi merg la salon, să vă părul. Facem mici schimbări. Deci, petreceam, mici de petreceam timpul cu mine. Pe tine asta ajutat. Da, pe eu vorbeam, eu, eu le povesteam, le povesteam cumva senzațiile, dar am, îți spun că am vorbit cu soțul. Soțul meu lucrând la serviciul unic de urgență, 112, desigur că acolo interacționează cu medici. Uh -huh. Și el probabil și se consulta, da? Și îi spuneau că asta este normal, că trebuie să faci asta. Adică am avut noroc și de soț, și de oameni din jurul lui, și de oameni din jurul meu. Și cumva sora mea despre îmi spunea, Ina, mai ieși, mai ieși pentru tine, că ieși, pur și simplu pentru nevoia ta de a te plimba până la magazin, duci singur, de exemplu. Dar pe urmă de-am numai eu mă duc. Eu sunt așa un tip de om că tu nu știi cum și scumpire să cumpere eu și vin cu șaptitori și soț. Nu, deși tu faci asta, deși tu mă faci mă să mă simt incomod. Să tu stai copil, las că eu fine. Deci noi ca femei Wow, noi ca femei trebuie să-i lăsăm pe bărbați să-și îndeplinească chestiile astea, că și ei fericiți prin asta, că ajută, că aduc acasă, că dacă noi, noi avem tendința asta, las că eu, tu nu știi și pat la jic că asta e mai bun. Da, 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 nu știi și pat la jic și eu mă duc la magazin data viitoare și fix și de-a cumpăr, adică mai mult e o problemă și e un, nu știu, complex, frustrare, nu știu de unde vine asta, că e ce ține de noi. Și noi practic le furăm bărbaților bucuria asta de a ajuta, de a fi de folos, pentru că asta e important și în familie. De exemplu, soțul meu, el desu spune, lasă-vă farfurile și eu. Dacă este vrătigaia acolo, nu mai lasă farfurile să le spală el. Nu știi cum a pătigaia și dacă spui așa pe fărfurile și așa ne roadă. Greșit! Da, și așa începe, și greșit asta. Și așa și povestea drobului de sare, că dacă, că dacă, că nu știu ce... Și eu am o perioadă de când lupt cu mine. Eu am apelat și la un psiholog, și la un psihoterapeut. Uh, că înțelegem că problema asta înțelegem cu problema asta mania curățeniei nu este normal, de am de, a de, a de a peste măsură pentru că eu după ce fac curat, prin casă nimeni nu poți meargă Asta e un fel de un fel ești de... obsesiv compulsiv, probabil. Știi povestea Bendea, actorul din România, da, da. Că el avea trei borcănași de pastile undeva într un dulap și el toate stăteau cu scris în față, da? Borcănași de pastile sau tuburi. Da, da, eu știu, eu povestești și eu îmi dau seama că eu am fost. Și așa. el uh, stătea undeva și scrie și nu puteți scrie, nu te concentra. Și și-a amintit că e posibil bărcănaș să nu stai perfect acolo. S-a da. dus, l-a aranjat perfect și după asta au scris câteva ore în șir. Deci au fost super inspirat. Eu până astăzi am Obsesiv cu compulsiv. E, așa se numește da. chestia. Eu până astăzi am cu pastile. Eu pastile care nu sunt de suprafață lucioasă, nu le pot bea, care nu sunt ca capsule. Deci dacă se gen paracetamol sau... de -astea da, care se, 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 deci trebuie să fie cu suprafață lucioasă. lucioasă și nu tare bombate. Uh -huh. Eu am avut o perioadă când doi ani sau un an n-am băut pastile deloc și nu mă duc capul niciodată. Niciodată. Pentru că nu putem bea pastile. Avem o problemă, chiar am stat și în, în internată De la supraoboseală și de la stres Continu, Slăbisem foarte tare atunci Și de acolo ne străge, Dar pe urmă singurică iarăși Nici o pastilă, pentru că medicul Care m-a tratat, care am stat în secție Și pur și simplu am întrebat, dar ce să fac eu? E ca în continuare, mă, sunt rău? Și el înțelegea că nu e uh, o chestie Fizică, da, și e o chestie Din cap Și el, ia de fapt, doamna Mi-a zis, eu nu pot să-ți dau pastile care le vrei tu dar nu o să te ajute niciuna, până n-ai să te reglezi tu. Și drept că au trecut doi ani, dar eu singur m-am luat în mâini și singur am, nu știu cum, am, am luat aurul de coarne și regretatul lui Viorel Mardari. Țin minte că am avut o filmare atunci la Castel Mimi, pentru Castel Mimi. Oh, -mi o, oh, dintr spune așa. Mai mă, mă vorbește liniștit, poți să spui <laughs> și vrei tu. Ba da, <laughs> pot spune, <laughs> ce vrei tu spune. Știu că e problemă cu... Come on, toată lumea. Da. Uh, și am avut cu el o filmare ultima de altfel și îi povestisem că era frig și toți încălzeau acolo cu băuturică Banda. de care, mă rog, da, tărișoară, terișoară, așa, așa de 40 încălzască. de grade. Noi nu puteam bea alcool, că bem niște pastile și el m-a întrebat și ce pastile beau și eu îi spun și el, Ina, te rog, lasă te pastile, e în mâini, nu sta pe ele. Adică, e în mâini în sensul direct, lucrează cu tine. E riscul meseriei la unii să, să aibă așa căderi e vorba de psihologie. Știi că cumva eu am avut iarăși noroc de oameni din jurul meu. M-am luat în mâini, dar până la momentul în care am înțeles că da, bun, eu conștientizez, eu înțeleg problemele pe care le am, dar eu nu pot să fac pasul următor să le regulez, să le reglez, să le dau la brazdă. Înseamnă că e nevoie de apela la psiholog și asta este o chestie normală, Asta nu înseamnă că ești debilă. Nu înseamnă, nu și dacă stai, a, <laughs> am, primit, am primit așa un, un mesaj într-o zi de la o, de la o, feti, de la o femeie care a trecut printr-o dramă și așa mai departe și îmi spune, noi am auzit cuvântul psihiatru și o tare m speriat. Zic, nu te speria, nu te speria asta, cum mergem la ginecolog, cum mergem la stomatolog, cosmetolog, așa mergem la psihiatru. Pentru că atunci când nu ajută neurologul, mergi la psihiatru, înseamnă problema e mai adâncă și ca tu să nu ajungi la probleme mai grave, mergi la specialistul de care e nevoie și nu trebuie să ne temem de asta, nici de psihiatru, nici de psiholog și nici de psihoterapeut. Și nu trebuie să ne temem în general Care de... a fost lec lecția, da. ce mi-e faină sau revelația care ai avut-o la psiholog? Pentru mine a fost cumva uimitor. Eu am început să-i povestesc problemele mele, adică și am venit la dânsa, eu eram super pregătită, da? Ea vedea femeia că nu vorbești cu un om care nu are idei sau care steme, sau. Eu, eu eram foarte deschisă și foarte clară și zic, zic, dar nu înțeleg, deși, am, deși mă împinge tot timpul la chestia asta curățenia, deși mă apucă, că de-am mă ating și fetele se de pe Instagram și oamenii mă trebuie mă știe tot Instagram că am probleme cu curățenia sau am avut. Bine, dar eu nu ascund, pentru că de dânsa suferă foarte mult lume. și ea îmi spune, și că, da, și o să întâmple dacă nu ai faci curat. Și cu tine, parcă ne-au dat cu, cu șocan în cap. Cum adică să te faci curat? Și asta a fost revelația ta în sensul Adică cum? Dar poți să lași murtărie dacă nu-i curat și eu că eu nu reușesc, că eu trebuie să strâng de Și așa ca o jertvă, știi? Și că, da, lasă nu, nu le strânge, dar știți cum am S-au răstit la mine, știi? Un fel că, da, lasă-le, femeie, că nu e problema oamenilor că le și nu vor curat, e problema ta. Adică e problema mea, eu cumva, ai e împotriva mea. A, și că stai, stai, Ina, tu vin la psiholog, tu ai venit la dușman. Și zic, lasă-ți, lasă curățenie, încearcă să-l ieși murdar. că am încercat, mă în creier. m mă mănânc în creier, nu pot sta liniștit, mă pot concentra. Dar nu se întâmplă nimic în casă și cu... Zic, dar dacă vine cineva în, în, în vizită? Și? Pentru mine ele erau ca, 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 ca bătăie așa în, în spate, știi? Și eu am înțeles de unde se trage momentul ăsta. Eu repede l-am înțeles. Nici ea nu m-a mai întrebat de toți, dai seama de unde vine, de unde strage Pentru că acasă noi am fost ordonați și uh, educați, și, uh, să fim ordonați și, și o să zică lumea. Noi am trăit foarte mulți ani Chiar câteva generații au trăit cu ce o să zică lumea Dar da, revelația mea mare A fost la psihoterapeut Pentru că este o diferență știi, Între da, psiholog da. și uh, Psihoterapeut Când mi a spus că de exemplu Pe mine mă doare în gât pentru că ceva n-am spus Am ceva spus până la capăt da, Sau da, da. mă dor picioarele pentru că merg undeva Unde nu-mi place Ui, Mă doare o dată și asta și apoi am început să mai privesc, să mă mai documentez, da, atât cât îmi permit, că timp nu prea, nu prea reușesc. mi doar un de o carte și recunosc că nu am timp să citesc. Care este ea? sincer, am una cheie succesului. Nu știu de ce, dar eu am câteva zile când mă uit la dânsă, să zic, poate trebuie să o iau. Și am văzut... Nu, nu, nu țin minte, știu, coperta e albăstrela și deschis. Și am cumpărat-o înainte să devin mamă și am mai văzut tot circulă pe perețele de socializare, pentru că mie îmi place să iau doar ce e de perețele. La ce nu-mi place sau nu sunt de acord, eu nici măcar nu trag atenția, nu nu mă deranjează. Um, o carte, inteligența emoțională, dacă nu greșesc, o carte roșie. Da, o o recomandat-o deja cineva. Și la tine o recomandat-o cineva. Da. Și dacă nu greșesc, am mai văzut-o și la cineva pe, 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 rețele din influencer. Iată de astea două cărți, cumva mă, așa, parcă îmi bântui prin cap. Dar am început să zic de, e care revelație asta, da? Nu revelație. De la psihoterapeut. La, la, la adică cum? Mă dor picioarele că nu vreau să mă duc și am înțeles că totuși sunt legate. Este teoria asta, mai abordată la, podcastul ăsta, referitoare la faptul că anumite boli spornesc de la anumite gânduri, neiertare, de, activități de astea care le faci cu forța, care tu spui, da, că te dor picioarele, că te duci acolo, dar Apoi, să nu și acolo. Iată, când lucram la, la radio, și am fost entuziasmată și reușeam tot și până la un moment dat. Eu m-am angajat în noiembrie 2017 și în septembrie 2018 am plecat. Eu am simțit exact momentul când trebuie să mă retrag. Și azi mi dor. Dar dacă cred că mai stăteam, prindem ură pe, pe postul de radio. Pe acel post de radio sau în general pe meserii. Nu prea am făcut. Eu în viața mea, așa să zic, prea am făcut lucruri forțate. Nu prea. Cam tot timpul am fost o fericită și am făcut ce mi-a plăcut. Și ce -am probabil asta ar fi una din, unul din lucruri pe care ar trebui să le facem ca să nu cădem în burn urile astea în care tu ai spus că de la super mult stres, la obosală ajuns Da, în hospital, după... Și probabil tot asta ar fi și să nu intrăm în anumite stări depresive. De... De anxietate, depresive. Dar dacă, dacă nu mă înșel, mai este încă o tehnică. Să conștientizăm. E ca tu ai spus că. Da, eu conștientizăm. Eu, eu știu, că le când mă duc la un post de radio, la un post care nu-mi place, da. Adică, da. Cât e de important să conștientizezi chestia asta? Da, să conștientizezi una, dar să iei e alta. Pentru că tu conștientizând, dar mergând mai departe, nu te ajuți. Aha, să acționezi. Exact. Pentru că, de exemplu, când am realizat că curățenia este o boală, a fost atunci când copilașul meu nu știu cât avea, și am curat și eu vin de afară. Normal, copilul, în 5 secunde s o făcut, nu minute, în secunde ți-o făcut și eu m-am supărat. Eu m-am supărat copilul și 5 secunde din am făcut... Uh, când am, soțul era antrenat să meargă pe o cărărușă. <laughs> și atunci That's când something. soțul îmi spune că auzi, da, copilul... Și eu atunci am înțeles până la capăt. Pentru că eu înțelegeam vreo 70%, conștientizam și am zis că eu dacă nu fac ceva, eu risc să fac un copil... să transform copilul în, poate într-un frustrat, da. complexat și să-i transmit toate bubile mele și lui. Și poate mai grave. Și atunci eu am început să-mi doresc să ajung la un psiholog, dar a durat ceva timp până când am ajuns. Am ajuns și am înțeles că eu tare ușor mă pot ajuta singură, pentru că eu eram pregătită, dar tare m-am bucurat când, când am ajuns la, la dânsul pe, pe canapea. Și m am apelat la un psihoterapeut care m-a ajutat. Să am, am ținut un proces de detoxifiere, dar a fost o detoxifiere nu doar la nivel de colon, dar la nivel de aur, parcă. Adică sunt au întâmplat în lucruri interesante în viața mea. Și poate, pe aloc, la moment neplăcute, dar prim am înțeles că fraza asta se închide o și se deschide este valabilă pentru mine. Partener general OTP Bank. Ina, noi vorbim da. despre revelațiile statării la psihoterapeut, da. despre faptul că noi trăim într-o lume în care cumva suntem plini de informații. Da, și unii nu știu să o folosească, sau prea mult o folosim și ne ieșim de fix. Uh, noi trebuie pur și simplu să ne învățăm să, să echilibrăm și să profităm de tot ce avem acum. Pentru că, de exemplu, uh, hai să zicem mamele noastre, da? El nu a avut cărți El știe de ce nu aveau depresii. <laughs> ah. Ele, unele dintre ele unii, nici nu știu eu. Nici nu știu eu că asta se numește depresie. Și că ei mă simtează mai altfel. <tru> Pentru că noi nu avem informații, nu știu unde să caute. Și am impresia că de asta are grijă la fel universul. Mai nu nu dăm mai mult, știi? Dar dacă este și spate de găsit cale, soluții sau tratament, apădem mai știi, mult, vorba, știi? vorba și din popor, nu să cât duși. da, da, da. Deci, de da, ce, de ce el are, că eu când aud, de ce el are atâția bani sau ia, sau ia uite ia și mașini frumoase, mașini frumoase are și, ori, da, și mai bun e ca mine nu e cu nimic mai bună ca tine. E pur și simplu, elementar nu invidează, probabil. <laughs> Mergem, adică, e, sau, și eu, pum, cred că sfântă, am și eu chestia asta, câtă ce ori eu n-am, dar e ca acolo este. Dar nu e la nivel de invidie, la nivel de ce trebuie să fac ca să am. Unde, unde greșesc eu? Unde, unde, deși unde nu canalizez, cred că, ca lumea, energia. Poate trebuie să mut ceva, poate trebuie să mut așa o lecție că acele cesornic. Eu cred că invidia dispare, la noi tăți din noi, indiferent cât am recunoaște sau nu, noi toți am trăit acest sentiment mai intens sau mai puțin intens. Desigur. Invidia e o chestie de egoism în care o avem toți. Și eu cred că o posibilitate ca să o depășim e fă viața așa ta frumoasă. A, exact. vecinul are vac, cumpără-ți și tu una. Da. Adică nu fă să moară a lui, la da. al vecin. Și pur și simplu faci și tu una da, și, dispare, și tu una. dispare chestia asta. Sau din... dacă tu nu ai vacă, da, în schimb ai capră. Sau dacă tu nu Ve ai... Vezi și partea da. bună a la tine. Exact, vezi partea bună, pentru că omul și ăla dacă are... Așa ești mașină luxoasă, deși eu nu cred că asta înseamnă nu știu ce. Banii, mașina și uh, posibilitățile nu înseamnă neapărat uh, bine cu tine. da asta e greșit că banii n-aduc fericire ei n-aduc, aduc aduc, aduc fericire, doar că nu neapărat omul și ăla care are, el, el nu are probleme el are poate probleme mai multe ca tine care poate n-ai ceva dar în schimb ai altceva, ai o altă liniște și oamenii care au până la urmă ei lucrează, nu le vine la nimeni din pod și dacă vine așa. dacă din pod... vine din pod din pod pleacă, eu cred că vine repede și se duce repede banii care sunt făcuți ușor, ei se duc ușor tu parcă făcute ca parcă și mii și azi n-ai nișul leu. Ei bine, eu vorbesc în termeni azi mâine, nu chiar real, azi mâine. Ce acum, recent, nu treci un an până în 10.000. Și zeci de lei. Până la urmă. Majoritatea cred că banii de pe Instagram se fac ușor. Poate și pentru cineva se fac ușor. Eu chiar și colaborările care le am și dacă mă implic în vreun project, apă, în vreo apă, proiect apă într-o colaborare, apoi deși sunt și proiecte plătite și mă uit dacă îți potrivească comunității. Uh -huh. Eu am avut o propunere, de exemplu, de la o bă băutură carbogazos pe care am refuzat-o. Pentru că ea nu mă reprezintă. Uh -huh. Eu bem uh, suplimente, nu știu de care, și o uitufliu o băutură care oamenii nu consideră neapărat uh, că ce, că să fac bani? Adică totul țin a cont. Uh -huh. Și țin cont de uh, de acest uh, aspect. Ca să mă caracterizez, neapărat îl probez produs sau serviciu. Nu fac, pur și simplu. Eu am văzut acum recentele postări ale tale pe Instagram și tu foarte des te justifici da. în fața celor care da. Îți, da. Dă, îți dau comentarii negative. Deși ele sunt 3, 100 pozitivi, 3 negative, tu vii să te justifici în fața celor 3. E, e, asta e probabil e o problemă a mea că nu cumva să crede crea lumea că eu nu sunt corect, dar asta nu trebuie să demonstrez la nimeni. Și eu după și îmi spun uofu, realizez, dar eu nu iubesc să șterg. Mm -hmm. Le-am pus la și oricum o să dispară peste 24 de ore. Asta am simțit la moment. Dar nu trebuie să te justifici. Într-adevăr, tu nu o să placi niciodată pentru că ieri, după justificări, am făcut alte post, alte istorii. Da? După explicații. Că ieri am dat explicații. Pentru și? Uh, așa parcă m-am simțit eu corect față de oameni. Pentru că nu, eu, nu, eu am frică să nu dezamăgesc. Dar totodată sunt pe calea sunt pe calea de a înțelege că mie în curând nu o să-mi fie frică să greșesc și eu sunt de e ca ai să de la plăcerea asta de la și dacă îți și greșesc și Eu am greșit pe încercarea mea. Eu nu am șest ca să nu fac asta pentru că mai tem mai timp să nu greșesc. Da, dacă neapărat, ne neapărat greșești, poate o să fii bine, o să meargă. Tu ce crezi că oamenii te urmăresc? Că sunt peste 70.000 de oameni care te urmăresc pe Instagram. E probabil de o parte se regăsesc. Pentru o parte sunt foarte utilă. Eu sunt foarte prezent acolo. Pentru unii sunt psiholog. Și eu mă bucur că pentru mine nu poți fi psiholog, decât pentru dânși de poți și eu. Nu că mă bucur că nu pot să fiu pentru mine. Mă bucur că poți ajuta alți oameni, dar că nu poți pretind că sunt psiholog. Dar foarte multe fete scriu. Să știi, Ina, că am aplicat tactica asta care mi-ai spus-o. Pentru că eu nu pot spun public cum eu lupt cu... Uh, uh, Obsesia, ta obsesia compulsivă. da, compulsivă și cum strunesc oamenii, că eu nu mă soț și copil, nu și copilul, dar și părinții uneori, nu încalc pe acolo, nu-i strochi pe ei și. A, scuzați, să întreacă. Adică sunt niște pași, niște chestii care mă că mă privesc doar pe mine, dar la cineva în privat, pe cineva în privat, sau ce ține de. Foarte multe fete mă întreabă referitor la ginecolog, ginecologie. Foarte multă lume se confruntă în ziua de astăzi cu infertilitatea sau cu ne... Um, cum să exprim corect? Nu pot face copii. Ei așa cred. E că nu putem face copii. Mm. Și tu ce le spui? Eu, în primul rând, îi rog să liniștească. Și să nu, pună, nu putem face copii, da. Deocamdată nu avem copii. NLP. <laughs> să nu înceapă cu negații. Programare neurolingvistică. Da. am văzut o de la soțul meu. <laughs> uh -huh. Am Deci niște broșurele da, de, niște... de recomandat de citit despre asta. Măcar broșurele, da, nu Adică, stați un pic, dar la cât specialiști am fost? La 1. Apoi nu la 1, și la 10. După 10, vei să înțelegi că e o problemă, trebuie un tratament sau e ceva definitiv. Și dacă e definitiv, nu toți oamenii au fost dați pe pământ să aibă copii. Eu am vorbit recent cu o fată care de 10 ani face exerciții cu mușchi vaginali. Și acest exercițiu a ajutat-o să scăpe de foarte multe lucruri cistite și alte chestii pe partea asta a ginecologiei Adică exerciții de parcă ai strânge și ai opri da. pipele după care dai drumul. Iar strângi, iar Asta e oprești chiar și după naștere am primit aceste acest indicație de la medicul meu, genicolog, după naștere, ca să se regleze și să revină totul la. Dar nu neapărat, poți să nu ai copii și să faci asta. Da, dar eu zic, după naștere am primit acest uh, exercițiu și l-am făcut. Poți să-l faci, mergând pe drum, poți da? să-l faci, stând stând la în ședință, maxi la ședință, la Da, Eu îl fac acum, nu de vorbă cu tine. Okay. <laughs> Sau uh, exercițiu vacuum. Foarte bun. Foarte bun. spune dar... i despre ce vorbă, eu nu știu. Vacuum. Stomacul gol dimineața, după ce mergi la baie și eliberezi intestinele, e de dorit noaptea, de dorit seara în anticiclul și să nu mănânci copios. Să fii gol, mai gol, da? Ai mers la baie, ți-ai făcut toate nevoile și este. Nu pot să-l arăt acum că, în primul rând, trebuie să vadă toate fetele care promovează uh, sportul și abdomenul. ah, deci de abdomenul. Burtica, da, de burtica, practic o lipești de spinare, da? Și de spate. Ia, da, și ții respirația. Asta e bun și pentru respirații. dar și nu trebuie să mănânci înainte nu. sara? Dar sex poate? Ba da. Sex? Cât mai mult, nu? Sex ajută. Nu doar... La atât, la, la, la apropiere, la relații la... chiar pe tine te ajută. și în sex trebuie să primești plăcere și trebuie să oferi plăcere nu poți, doar, nu poți fi egoist sau doar să dai ei nu poți Poți, da. nu, nu, e nu, corect. Trebuie. Da, nu e corect. Nu, nu cred că e corect. Nu cred că e știi cum Zici că suntem compatibili. Suntem compatibili de mărimi și de adâncimi. Mm -hmm. Suntem compatibili dacă energetic suntem ok și iarăși în sex e ca în actorie. Dacă oferi partenerului, și ai grijă, respectiv, asta primești. Sau trebuie să primești. Sau dacă ambii gândesc la fel, mh, tot e bine. Da. E, și în actorii ca în viață și tot așa, toate legate una cu alta doar că noi trebuie să înțelegem de unde putem să învățăm. Uite, există în perioada, tu ești în perioada maternității, doi, e, da. doi ani, <laughs> da, de, de, doi ani de când ai născut. Nu crești atât de tare libidoul imediat după ce ai născut. Sunt momente în care unul are libidou, unul nu are libidou. Da. Care ar fi un punct, să zicem, mai hai să găsăm un, un numitor comun? Noi am avut prima perioadă, cu soțul am avut o... Nu no, no, pentru noi era ceva nou, străin, noi nu aveam de nimic să știm cum e. Deci mai auzisem la alt, cunoscuți, cunoștințe de ale noastre, alte cunoștințe de ale noastre, că băi, se schimbă ceva, dar iarăși, noi toți știm că se schimbă ceva, dar nu știi ce se schimbă. Plus era o perioadă când eu îl rugam pe soțul meu și el stemea să nu bă, băiatul nostru nu a dormit în pătuc, stemea să nu iei somnul și să Uh, doar mă peste dâns adică a, avea chestia asta, și dormea sus dormea în alt pat și cumva în momentul ăsta a fost un pic de răcire eu eram doar mamă și el era bărbatul familiei care se odihnea sus și de la dâns a venit inițiativa, eu de azi dorm cu voi ce frumos uh, dar eu nu simțeam că el îmi lipsește bine, trebuie și 42 de zile, da, după naștere care nu, medicul spune că nu e voie să avem relații sexuale, ca tot să se restabilească după o naștere naturală, poate da, după da. ce e mai complicat, nu știu nu știu, n-am, născut natural. Dar um, ce am vrut să zic? Ah, dar nu e imediat ca am pază zi, deodată stai și uh, trăiești cu omul. <laughs> da, te nu ca femeie. Da, trăiești cu omul, avem așa o replică cu surorile mele și trăiești cu omul sau nu trăiești cu omul. Trăiești cu, trăiești cu procelul. Um, și vreau să zic a, că Perioada noastră s-a întins Nu a fost 42 de zile Și la un moment dat eu aveam pretenții la el Dar el cumva era ca, o, ca un fel de Parcă eu era mamă, nu știu cum Eu am chestia asta să mă deconectez Eu dacă trebuie mă deconectez Ai făcut actorie Poate asta la nivel și probabil asta la nivel Inconștient pe mine mă ajută pentru că dacă, Eu dacă îmi trebuie să mă sfădesc, mă sfădesc no. Dacă trebuie să fac dragoste, facem dragoste dacă Dar dacă el, să el să... dacă el nu vrea? Dacă el nu vrea Păi, îl provoși tu cumva. Asta data viitoare tot nu o să vreau, dar data viitoare nu funcționează, că nu știu cum mai e că vreau. Suntem la final și știu că o trecut prea repede. La final emisiunii eu am un cadou pentru tine, partenerul nostru oferă un vin, deci este vorba de rozeul aventurilor tale, dacă tot am vorbit despre aventuri. Mulțumesc tare mult, o să-l savurez cu drag. Wine Crime este partenerul nostru, mulțumim... Și mai ales îți mulțumesc că ai acceptat să vii. Și mai vine te rog frumos că n-am reușit să, să, le, drag. să le îngrămădesc pe toate ca subiecte. Cu mare drag. Chiar este și de vorbit. Și sper data viitoare să fiu, să zic, știi, când vorbeam atunci, iată, uite, deja, sunt la alt nivel. Și eu simt că asta se întâmplă pentru că omul care conștientizează și își pune niște întrebări, și luptă, lucrează, și vrea și tinde spre, spre un succes sau spre un spre o culme, spre mai multe culmi. Eu cred că el mai devreme sau mai târziu obține. Important este să avem încredere în noi și să ne ascultăm în interiorul. Mulțumesc că ai venit la mine. Cu drag. Partener general OTP Bank